scot masca. Bună ziua! Vă mulțumim frumos pentru că ați dat curs invitației noastre. În contextul Zilei Internaționale a Cititului Împreună, care se marchează la începutul fiecărei luni februarie în întreaga lume, dar și inspirați de modelul României, vin cu o inițiativă legislativă privind instituirea zilei de 14 februarie, Ziua Națională a Lecturii, care va fi celebrată în fiecare an în țara noastră. Nu este o alegere întâmplătoare. 14 februarie este ziua de naștere a regretatului poet, promotor al culturii noastre românești, Grigore Vieru, care astăzi ar fi marcat 87 de ani. El este cel care este prea de al nostru, pentru că este prezent în casele fiecăruia dintre noi cu cărți pentru toate vârstele. Această inițiativă a fost salutată și susținută de Ministerul Culturii, nu întâmplător, domnul ministru este aici alături de noi. Ziua Națională a Lecturii va crea cadru pentru implicarea autorităților și celor centrale și locale, societății civile și a tuturor celor care le pasă de carte în activități de încurajare a lecturii, mai ales în rândul tinerilor și studenților. Scopul acestui proiect este încurajarea lecturii pentru că o societate cu un nivel înalt de sănătate intelectuală este una în care cărțile au un loc de cinste. Într-un astfel de mediu, copiii cresc creativi, liberi, capabili să vină cu soluții pentru problemele de mâine. Pentru că vrem cu toții să trăim într-o astfel de societate, e foarte important să îndemnăm copiii noștri să citească, să promovăm lectura la nivel național, ceea ce facem astăzi, și să promovăm tradiția cititului în familie. Pentru că Moldova se va dezvolta doar atunci când copiii noștri se vor reîndrăgosti de carte. Din păcate, astăzi se citește tot mai puțin. Un moldovean citește în medie mai puțin de 3 minute în zi. Datele statistice spun că peste 60% dintre moldoveni nu au citit o carte în ultimele 3 luni. În comparație, de exemplu, un cetățean din Estonia citește în medie 14 minute în zi, iar un neamț circa 16 cărți pe an în medie. Analiștii susțin de asemenea că există în mod cert o legătură strânsă între pasiunea pentru citit și dezvoltarea economică și socială a țării. Un studiu a Băncii Mondiale arată că ratele mari de alfabetizare sunt asociate cu populații mai sănătoase, mai puține infracțiuni, cu o creștere economică mai mare. Și ONU consideră educația drept soluția pentru a stopa sărăcia, a proteja planeta și a ne asigura că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate. Cercetările au arătat că lectura are o abilitate care duce la succes în societate. Psihologii susțin de asemenea că citind o carte începem să fim parte din poveste. Aceste emoții ne permit să înțelegem lucrurile care afectează alte persoane. În acest sens devenim mai empatici, formăm copii mai empatici. Și ce poate fi mai important decât o societate cu oameni empatici, o societate cu oameni mai buni? Și asta, după mine, este imperios necesar în condițiile actuale când, din păcate, violența și neglijența rămâne a fi o problemă. Indiscutabil, lectura este foarte importantă pentru adolescenți, pentru că cititul îmbogățește vocabularul, lărgește orizonturile, face bine sufletului și psihicului, îmbogățește cultura generală și, în ultima instanță, lectura educă și disciplinează, iar cărțile formează personalitatea. Un alt studiu recent spune că 6 minute de lectură în zi pot reduce nivelul de stres cu 68%. În acest context, prevederile proiectului privind instituirea zilei de 14 februarie, Ziua Națională a Lecturii în țara noastră, va reglementa un mecanism de responsabilizare a instituțiilor educaționale, autorităților publice și centrale prin impunerea unor măsuri de parteneriat care să aibă un scop final, promovarea lecturii, cultului cititului, în primul rând printre elevi și copii. Iar asta înseamnă că cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii se vor organiza activități culturale, sociale și educaționale prin care se va vorbi despre importanța lecturii. Autoritățile administrației publice, centrale și locale, instituțiile cu atribuții în domeniul educației și culturii, precum și instituțiile de învățământ superior, vor acorda sprijin material, financiar și logistic bibliotecilor, muzeilor, instituțiilor de învățământ pentru organizarea de evenimente de încurajare a lecturii.
De asemenea, autoritățile și instituțiile vor organiza manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a Lecturii. În săptămâna care include Ziua Națională a Lecturii, în timpul desfășurării activităților didactice, unitățile de învățământ vor general vor organiza activități de prezentare a serviciilor de bibliotecă, de colectare de carte și donații, inclusiv amenajarea de standuri cu cărți în incinta instituțiilor educaționale. Asociațiile, fundațiile cu experiență în derularea activităților educaționale vor susține cluburi de lectură, ateliere de scriere creativă, ateliere de ilustrare de carte, discuții libere, dezbateri despre literatură. Și de ce nu, se va oferi cu titlu gratuit posibilități editurilor și librăririlor să-și amenajeze în această perioadă spații pentru prezentare și vânzare de carte. Deci, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii în țara noastră, Consiliul Audiovizualului, furnizorii și distribuitorii de servicii media vor propune emisiuni care vor avea drept scop promovarea lecturii. În ziua de 14 februarie, în timpul orelor de curs, personalul didactic împreună cu elevii vor desfășura activități la fel de susținere și promovare a lecturii. Vă mulțumesc, domnul ministru! Vă mulțumesc! Bună ziua! Vă mulțumesc și eu pentru că ați dat cursul invitației. Am venit să susțin colegii din Parlament și să vă asigur că această zi de 14 februarie, legată de data de ziua de naștere a poetului nostru național, Grigore Vieru, în scurt timp, sunt sigur, din Ziua Națională a Lecturii, va deveni Ziua Lecturii Naționale. Și în această ordine de idei vreau să vă îndemn să nu așteptăm un an de zile până pe 14 februarie 23, ci deja astăzi să implementăm această minunată idee de Ziua Națională a Lecturii sau Ziua Lecturii Naționale și cu toții să deschidem o carte. Cu toții cunoaștem câte un vers din Grigore Vieru și, cum a spus marele poet, să nu închideți cartea. Este o acțiune extrem de importantă, în primul rând pentru că nu este vorba doar de o acțiune culturală, de un moment poetic. Este o stringentă nevoie de lectură pentru sănătatea mentală, aș zice, a societății. Pentru că, din păcate, analfabetismul a căpătat complet o altă formă decât cea pe care o știam clasică. A apărut noțiunea de analfabetism funcțional. Și este o problemă mare, complicată, foarte grea și atacă societatea noastră. Analfabetismul funcțional este cazul când persoana poate citi un text, cunoaște literele, cunoaște cuvintele, dar nu pătrunde sensul care se conține în acest text. Studiile arată că analfabetismul funcțional în diferite țări este la nivele diferite. De exemplu, în Finlanda este vorba de 4% de populație afectată de acest cusur. În Statele Unite e vorba de 17% și la noi, în Republica Moldova, cred că a depășit cota de 70%. Este un semnal grav și trebuie să luăm măsuri pentru a lupta cu acest fenomen. Vom organiza, după cum a spus doamna deputat, vom organiza manifestări dedicate cărții, dedicate cititului. Îndemn toți părinții să deschidă o carte și să citească în voce copiilor, este spre beneficiu atât a copiilor cât și a părinților. Vom organiza pe durata întregului an evenimente dedicate cititului, vom susține editarea de cărți, vom susține dotarea bibliotecilor regionale, bibliotecilor din localități cu cărți. Și bibliotecile, împreună cu APL-urile, vom lucra ca bibliotecile să redevină centre de comunitare, de socializare a comunității respective. Ce aș vrea să vă mai spun?
Da, exact îndemnul care l-am reiterez, îmi doresc ca Ziua Națională a Lecturii în foarte scurt timp să devină Ziua Lecturii Naționale, să citim cu toată societatea, cu toată națiunea. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dacă aveți întrebări, dacă nu, vă mulțumim pentru prezență și să fie cu Doamne ajută! O zi bună! Спасибо.